Că și voi ați fost ca ele cândva, ca ei. Și pentru că, așa cum am zis repejor, ne pregătim să lăsăm locul altor artiști să vină. Stați un pic că nu știu care e lui locul. Vreau să zic așa, ca la zi de sărbătoare am ales un dans care așa și spune prin textul pe care îl cântă interpreta Cornelia Radocea, din al cărei repertoriu am ales această melodie cu acordul ei evident, și vă arătăm că am făcut o coreografie frumoasă pe o melodie extrem de cunoscută și cu siguranță pe la petreceri și nunți și dumneavoastră o jucați uneori. Vă invit să urmărim pe finalul programului celor de la Tradiții Maramureșene Junior o brașoveancă. Thank you.
place, Brașovia te place. Cine știi să joace, Brașovia te place. Hai bunicu mare, ca la sărbătoare. Hai bunicu mare, ca la sărbătoare. Și-l jucăm ca făcut, Brașovian ca-i jocul. Și-l jucăm ca făcut, bucurie mare, ca la sărbătoare. Bucurie mare, ca la sărbătoare. Acestea sunt o parte din copiii mei de la tradiții maramureșene junior. Mai avem o serie și mai mică decât aceștia, dar pe aia am lăsat în vacanță. Dragii mei, vă mulțumesc, felicitări, a fost minunat momentul vostru. Noi ne revedem. O să vă rog să coborâți undeva lateral și să ne organizăm cu cei mari la un moment dat. Dar până atunci, am spus-o și ieri, cred, când am prezentat programul de astăzi, dar dați-mi voie acum să vă spun mai multe lucruri despre cei ce urmează să evolueze în scenă. Vin pentru prima dată la Coaș. Am propus, să zicem eu, prezența dumnealor aici, pentru că avem o colaborare frumoasă de câțiva ani. Eu personal, acolo la Cehul Silvaniei, merg destul de des atunci când dumnealor organizează evenimente artistice. Dar i-am auzit și am apreciat de fiecare dată când i-am întâlnit în spectacole și m-am gândit că o să fie o plăcere pentru dumneavoastră, cei de aici, de la Coaș, să îi urmăriți, să îi ascultați. Eu sunt convinsă că o să vă emoționeze. O să mi-o spuneți dumneavoastră la finalul programului dumnealor prin aplauze. Sunt convinsă că nu va trebui să le cer eu. Dimpotrivă, dumneavoastră veți fi cei care îi veți aprecia prin aplauzele dumneavoastră. Garantat vă spun că cei din grupul vocal instrumental Plaiuri Codrenești de la Cehul Silvaniei vor face un moment spectaculos în seara aceasta aici la Coaș, așa cum fac oriunde ei se prezintă. S-au înființat undeva în 2013, au avut extrem de multe activități și prezentări de spectacole în festivaluri și în zile de comună sau de orașe unde au fost prezenți. Sunt susținuți și coordonați acolo la Cehul Silvaniei de Consiliul Județean de la Sălaj. Sunt, cred și știu eu, că susținut și de primăria de la Cehul Silvaniei, însă până la urmă tot sufletul acestui grup este Asociația Plaiuri Codrenești, pe care au constituit-o doi oameni extrem de inimoși. Doi oameni care au înțeles că pot să-și rupă din timpul dumnealor liber, care e adevărat că nu-i prea mult, și să facă în așa fel încât să îi provoace și pe alții să li se alăture, să facă o repetiție, două, că nici nu cred că au nevoie de prea multă repetiție, chiar cred că ei au un talent așa, de la mama natură, dar cel mai tare mă bucur că au reușit să aducă în jurul lor și tineri, nu doar cei mai serioși și mai adulți sunt, să spunem, membrii ai acestui grup. Și veți vedea rând pe rând că vă vor cânta și melodii de folclor, că au ales și melodii patriotice, ținând cont, iată, că anul acesta toată lumea încearcă să puncteze faptul că suntem în anul centenarului și că e important să ne amintim de fiecare dată acest lucru. Și mai mult decât atât, una dintre fetele, tinerele fete ce cântă la Cehul Silvaniei, vine alături de ei să vă cânte două melodii extrem de frumoase. Și atunci, până ei se pregătesc în spate și pentru că tot am pe scenă instrumentiștii, fac așa. Mă retrag puțin ca să îi vadă camera și eu vă spun așa. La taragot, Marius Remeș. Bine ai venit, Marius, la Coaș.
Tot la Taragot, domnul Marin Moldovan. Bună ziua, bun venit la cehul Silvaniei. Richard Hurza este cel care coordonează și la vioară și așa grupul instrumental și cel mai tânăr membru al acestui grup este Mihai Virca. Aclapă astăzi, dar să știți că face lucruri frumoase. Cât despre membrii grupului vocal, nu o să vă spun multe. Doar să le mulțumesc că au acceptat invitația de a veni astăzi la cehul Silvaniei. O să ne cânte astăzi câteva melodii de folclor foarte vechi. Veți vedea Codrule, Frunză rotundă, Sat frumos și liniștit, Clopul în cap, Ranița în spate. Oare câți dintre dumneavoastră nu vă amintiți această melodie? Și apoi câteva melodii patriotice, cum am spus, Când frumoasa Românie, Victoria și Gloria și apoi Măi Ardeal. Ascultăm, prieteni, pentru prima dată aici la Coaș, grupul vocal instrumentar Plaiuri Codrănești de la cehul Silvaniei. Thank you.
Să mulțumim primăriei și Consiliul Local pentru invitație. Mulțumim și doamnei Amalia pentru că a dorit să fim alături de dânsa în acest frumos program și pentru că anul acesta este anul centenar, anul în care sărbătorim 100 de ani de la Unirea cea Mare. În finalul programului nostru am pregătit câteva piese patriotice. Mulțumim! Yeah.
codrule cu ramurele la da 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 cadru stă frunza pe el la 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 primăvara și vara ai la 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 până nu s-a sutura la 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 Deci bucure și flori la da 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 Noi nici o supărare la 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 Că deci bucure și flori la da 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 Noi nici o supărare la 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 Nu te supăra codru ai la 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 Rămâi verde și mândru la 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 poale cu frunze neasă la da 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 Îți face doruțul casă la 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 poale cu frunze neasă la da 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 Îți face doruțul casă la 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 Când trece bănița În continuare m-am gândit că ar fi potrivit cu ocazia sărbătoririi centenarului, adică 100 de ani de la Marea Unire, să cânt o doină în cinstea eroilor și în cinstea acestui minunat eveniment. Ostași din batalionul 2 Of, dar nu ne mai întoarcem toți Avem rănița mei și morți Și munții Tatra ne-au căzut Căci Dumnezeu așa ne-a vrut De toare ce iar biruitor Ostași din batalionul 2 Op, și-am stat în ploaie și mar Și-am adus sări mari, dar
Absolut emoționant. Încă o dată vă mulțumesc, dragii mei, și abia aștept să ne revedem. O seară minunată să aveți și să mai rămâneți cu noi, dacă timpul vă permite, că iată, vremea totuși ține cu noi. Ieri, pe scena de aici, de la Coaș, am desfășurat o altă ediție a concursului Ios mai mândră în sat. Printre probele de concurs am avut, la un moment dat, invitată o domnișoară care a cântat nu folclor de data aceasta, însă extrem de bine. Evident că ne-am dorit și astăzi, știind că va fi public mult mai mult decât aseară, să o invităm pe scenă. Mi-ar fi plăcut să încheiem undeva frumos pe apă ca să încheiem frumos seara de folclor. Dar cred că nu e nicio greșeală dacă o să ascultăm două din melodiile pe care ea și le-a ales. Este de aici, de la Coaș. Un copil extrem de talentat, o tânără care de altfel astăzi a primit și diploma printre tinerii care își aniversează majoratul în acest an. Și atunci, uite ce frumos îi putem spune la mulți ani cu această ocazie și să vă invit să o ascultăm împreună pe Emanuela Dumitran. Emanuela, te invit pe scenă. Eu spun așa, că aseară am fost impresionată de evoluția ta, că mi-a plăcut ceea ce am auzit aici și că mi-aș dori foarte tare ca și publicul de astăzi să te asculte. Mult succes! Oh,
În tot ce faci. Excelent! Am spus, mi-a plăcut foarte tare și evoluția ei de aseară și n-aveam cum să refuz prezența ei și astăzi pe scenă, cu atât mai mult cu cât sunteți astăzi atât de mulți și eu vă mulțumesc pentru asta. Ei bine, e momentul să vă pregătiți palmele. Nu să ni le dați nouă la propriu, ci să ne le folosiți spre a ne oferi nouă și mai ales copiilor dumneavoastră cât mai multe aplauze, pentru că e momentul lor. Invit așadar pe scenă să se pregătească pe membrii ansamblului Dorulețul din Coaș. Poftiți, copii! Haideți, hai repejor! I-am lăsat așa mai spre seară, pentru că îmi doream să fim cât mai mulți împreună și mai mult decât atât îmi doream ca dumneavoastră toți să-i vedeți evoluând azi. Vreau să vă spun că aseară au avut un program de 1 și jumătate aici pe scenă. Nu le-a fost deloc simplu, pentru că a fost și foarte cald. Au transpirat pe scenă, dar le-am spus că doar așa pot să-și dea seama cât de grea e meseria aceasta de artist. Și mă bucur că au rezistat cu stoicism, că au făcut un program extrem de spectaculos și că așa puțin cât au fost în public ne-au apreciat. Eu sunt convinsă că și dumneavoastră veți face aceasta și dacă suntem deja pregătiți, facem așa, începem programul lor cu un joc de pe Valea Lăpușului. Thank you.
Mă, dacă nici pe ăștia nu-i aplaudați tot. Altă viață! Care zgârcit că ați fost astăzi cu aplauzele? Am avut și spăgit pe la sfârșit, așa. V-am permit, eu v-am zis că mă simt ca așa acasă. Mulțumim din suflet. Să știți că sunt foarte importante aplauzele dumneavoastră pentru copii. Pentru că până la urmă tot efortul pe care îl fac la repetiții, așa e răsplătit în primul rând de aplauzele publicului ce îi urmăresc. Vă mulțumesc din suflet, copii. Am să vă rog să rămâneți pe scenă. Pe fetele care sunt acolo lateral, le invit aici pe lângă băieți. Haideți, fiecare lângă băiatul cu care mai dansați. Ne mai trebuie feciori, niște feciori curajoși aici în coaj, nu mai aflăm. E atât aduce, facem transferuri. Și am să invit acum la microfon un tânăr care nu e de aici din coaj, dar care a venit și ieri aici pe scenă, ne-a cântat câteva din melodiile lui proprii, vine de la Ciolt și pentru că știu că se grăbește să ajungă la lucru în seara asta, am zis că îl băgăm acum repejor cu două melodii. Florin, te rog să vii pe scenă, Florin Bot este numele lui. A îndrăznit și el să învețe să cânte folclor și a făcut-o foarte bine. La Școala Populară de Artă a terminat cursurile. Astăzi are un repertoriu propriu, câteva melodii pe care vine să vi le cânte în seara aceasta cu el. Îl ascultăm aici la coaș. Succes! Dorule dor, numele tău-i pur
tine n-oi uita, și de tine n-oi uita, măi dorule dor. Și pe lumea aia-laltă m-oi întâlni cu tine, tată, m-oi întâlni cu tine, tată, măi dorule. La 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 la
doua oară. La 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 la. Mulțumim frumos, Florin, mult succes în continuare. Aseară aici pe scenă au debutat câteva dintre fetele de aici din ansamblu, ce de o vreme au început să facă și ele cursuri de canto popular. Drept pentru care invit acum, chiar dacă suntem așa oarecum în criză de timp, să ascultăm măcar câte o melodie din repertoriul lor și vreau să vin așa repejor lângă mine Maria Voievod, Marinela Mar și Titiana Cârlig. Haideți, fetelor, aici lângă mine, am să vă dau microfonul și apoi rând pe rând vă auziți voi negativele, știți care cântați. Pe dumneavoastră vă rog să le încurajați cu aplauze. Baby.
Participare într-un spectacol cu public pe scenă și sunt convinsă că o să vă fie foarte dragi diplomele astea. Aplauze! Mult succes în continuare! Ei bine, de mare succes a fost aseară Feciorescul din Câmpia Transilvaniei pe care îl dansează băieții din Coaș. Cum o fac? Urmăriți-i dumneavoastră. Vreau doar să fac așa o paranteză și să vă invit să-l urmăriți pe Edi. Un copil extraordinar care în foarte scurt timp a învățat aproape toate dansurile. Edi Capusos, fecioresc din Câmpia Transilvaniei. Thank you.
Bravo, băieți! Nu vă întreb pe câți vă strâng cizmele, că nu-s curioasă. Vă invit să vă așezați pe lângă fete și să facem așa. În programul copiilor de la Coaș am invitat și am gândit eu să intre și solistele vocale ce au unele dintre ele origine aici sau sunt chiar de aici sau revin cu drag la Coaș de fiecare dată. Este cazul uneia dintre ele sau primeia dintre ele, dacă vreți, Marcela Groza. A fost și în edițiile trecute, revine cu drag și anul acesta. N-aveam cum să nu invităm tinerele talentate ce reprezintă până la urmă și comuna dumneavoastră atunci când ele sunt solicitate în evenimente. Vă invit cu drag să o primim aici la Coaș la 8-a ediție a Festivalului Sărbătorii Comunei Coaș pe Marcela Groza. Bun venit, Marcela! Succes! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc din suflet domnului primar pentru invitație, mulțumesc tuturor că ați revenit, iată, după o ploaie atât de frumoasă. Ei, numai și numai, dar bine zice ce era. Câte zile sunt un an, mai dorule, măi, dorule, dor, când mă întâlnesc cu ei, măi, dorule,
Așa este, de acolo lucru, unde îl lăsăm, de acolo îl luăm, că nu îl face nimeni. Haideți muzica! Hai numai și numai! E, și așa! Rămâi bade! Ce bine te-ai purtat, mă, iertă te mândreia pot, niciuna nu ți-a plăcut, mă. Azi am plinit floare-nfloare și mă tare ciudă moare. Din că te mândreia pot, niciuna nu ți-a plăcut, mă. Azi am plinit floare-nfloare și mă tare ciudă moare. Frumos, Marcela. Mulțumesc, doamna Amalia, și eu mulțumesc, mă bucur că ne-am revăzut. Mult succes în tot ce faci. Numai bine și la mulți, mulți ani și multă, multă sănătate. Continuăm și invit acum în scenă o tânără extrem de sensibilă. O voce caldă, frumoasă, o voce care a surprins mereu plăcut publicul atunci când a apărut și apariția ei este una așa extrem de finuță. Și pentru că revine cu drag și chiar dacă are un program extrem de încărcat și studiază și are multe evenimente, eu spun așa, că mă bucur că astăzi am bucuria să o prezint la Coaș și să vin alături de noi. Ramona Filimon, bun venit, succes, mă bucur să te revăd. Bună seara și bine v-am găsit, mă bucur tare mult să fiu din nou pe scena de la Coaș. Vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru invitație și doamnei Amalia pentru o frumoasă prezentare. Iar dumneavoastră, tuturor celor prezenți, vă doresc multă sănătate și Dumnezeu să vă dea tot ce vă doriți. Mai rog că tu-i trăi, măi, la-i, la-i, la-i.
În continuare, draga mea. Întrebare, cât ți-ați obosit de pe aici? Au pauză. Ăștia mari rămână, ea nici coboară să respire, că mai au de jucat. Hai, împrășteați-vă așa mai pe scenă cei mari. Nu voi. Ăia mici coboară. Uite, de aici a coborât să respirați un pic, că mai aveți de făcut un dans și mai am două soliste. Haideți mai în stânga. Am un sorgut cetăți. Nu-i ușor, credeți-mă, și mai am făcut două dansuri, gata, atât, rămâneți pe scenă, mulțumesc. Și invit acum o altă tânără să vă cânte, Roxana Drule, e un nume pe care dumneavoastră sunt sigură că o să-l recunoașteți, cu atât mai mult cu cât tatăl ei este de aici, de la Coaș, a mai fost și în alte ediții alături de noi, mă bucur să o revăd și anul acesta și vă invit să o primiți cu aplauze pe Roxana Drule. Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur din suflet că am putut să fiu prezentă și în acest an alături de voi. Mulțumesc frumos doamnei Amalia pentru invitație și domnule primar. Thank you.
dintr-un sat uitat de lume, dintr-un loc așa frumos, unde m-aș întoarce mâine. Am plecat cândva pe jos, dintr-un sat uitat de lume, dintr-un loc așa frumos, unde m-aș întoarce mâine. La țară floresc toți pomii, de la țară vii și domni, scumpa mea copilărie. Tinerețe cu păcate și dragoste pe furate, cum a fost n-o să mai fie. Pa mea copilărie.
el este. Mulțumesc frumos! Și schimbăm acum un pic genul și pentru tineret. Thank you.
cecherașușile, cântă cecherașușile, cântă cecherașu. Pune-i țoi ca bunii vinul, bea nănașu și cu finul, bea nănașu și cu finul. Bea finul și cu nănașușile, cântă cecherașușile, cântă cecherașu. Pune-i țoi ca bunii vinul, bea nănașu și cu finul, bea nănașu și cu finul. Cecherașușile cântă cecherașușile, cântă cecherașu. Pune-i țoi ca bunii vinul, bea nănașu și cu finul, bea nănașu și cu finul. Bea finul și cu nănașușile cântă cecherașușile, cântă cecherașu. Pune-i țoi ca bunii vinul, bea nănașu și cu finul, bea nănașu și cu finul. Mulțumim frumos! Frumos, Roxana, îți mulțumim pentru prezență, ne bucurăm de fiecare dată. Mulțumesc. Mult succes în continuare. Am să spun așa că în programul lor, cred că nu știu dacă mai pot. Serios? Mai bine, atunci. Neapărat am vrut să o includ și pe Georgiana. Georgiana Pop e o tânără pe care eu personal am urmărit-o evoluând de la începuturile ei. Chiar discutam cu ea că ne-am văzut pe cele mici și am zis, ne amintim amândouă cât de mică era când am prezentat-o prima dată pe scenă. Astăzi, de-a dreptul, artistă consacrată, spun eu, și asta pentru că a îndrăznit și a reușit să realizeze extrem de multe înregistrări, videoclipuri, colaje chiar, și te felicit pentru ultima ta ispravă, am văzut-o. Să știi că difuzez de foarte multe ori și melodiile tale atunci când am ocazia în emisiunile mele, astfel încât în seara aceasta vă invit să o primiți cu drag, așa cum vine ea înspre dumneavoastră, pe Georgiana Pop. Bine ai venit sau revenit la Goas! Bună seara și bine v-am regăsit! Vă mulțumesc din suflet pentru că, în ciuda vremii capricioase dumneavoastră, ați făcut efortul de a rămâne alături de noi. Dumneavoastră meritați, de fapt, aplauzele și ne înclinăm, pentru că e mare lucru. Îi mulțumesc domnului primar pentru că n-a uitat de mine nici anul acesta și m-a invitat. Le mulțumesc neamurilor că mă primesc cu atâta drag. Dumneavoastră vă doresc audiție și distracție plăcută și am înțeles că peste mai puțin de oră aveți și o surpriză din partea domnului primar, un foc de artificii, așa că merită să rămâneți. Ascultă bine, azi dor în casă-ți bine, să nu te porți rău cu ea, că de-acum e patata. Mamă, socră, ascultă bine, azi dor în casă-ți bine, să nu te porți rău cu ea, că de-acum e patata. Să fii soacră, da, și mamă, și la ce-ți voi să iei să mă inima, să mai bogată, de-acum mai fece și fată. Să fii soacră, dar și mamă, și la ce-ți voi să iei seama, casa ta mai bogată, chiar cu mai veciu și fată. Să nu uiți de vremea care și tu ai fost niște urmoare și alții ce-ori învățat, să-i porți grijă la bărbat. Să nu uiți vremea în care și tu ai fost niște urmoare și alții ce-ori învățat, să-i porți
să fii soacră, dar și mamă. Și la ce-ți pun să iei sală, inima-ți mai bogată, de-acum mai fecior și fată. Să fii soacră, dar și mamă, și la ce-ți pun să iei sală, casa ta mai bogată, de-acum mai fecior și fată. Și ce nu știe și vorba blândă să-ți fie, ia greșit să nu-ți fănești, ca o mamă să iubești. Învață-o și ce nu știe și vorba blândă să-ți fie, ia greșit să nu-ți fănești, ca o mamă să iubești. Să fii soacră, dar și mamă, și la ce-ți voi să iei sală, inima-ți mai bogată, de-acum mai fecior și fată. Soacră, dar și mamă, și la ce-ți pun să iei sală, casa ta mai bogată, de-acum mai fecior și fată. E suflet în eu aproape și când trebuie să-i pui parte, că la gri și la nevoi, mamă, ești la amândoi. E suflet soței aproape și când trebuie să-i pui parte, că la gri și la nevoi, mamă, ești la amândoi. Să fii soacră, dar și mamă, și la ce-ți pun să iei sală, inima-ți mai bogată, de-acum mai fecior și fată. Să fii soacră, dar și mamă, și la ce-ți pun să iei sală, casa ta mai bogată, de-acum mai fecior și fată. Să-ți ascundă, zice că
și-o dracu și viața-mi găsit. Am prin nimunii ce m-au învățat să te duc cu vorba cât ești vărmat. Nu te ține-n banii, m-am împrăvărit, că-s mică și-o dracu și viața-mi găsit. Am prin nimunii ce m-au învățat să te duc cu vorba cât ești vărmat. Am prin nimunii ce m-au învățat să te duc cu vorba cât ești bărbat. Nu te ține bani, m-am împrăvărit, că-s mică și-o dracu și leața-mi găsit. Am prin nimunii ce m-au învățat să te duc cu vorba cât ești bărbat.